Har și Sunt pace, membri frate. adunării, doar oameni mântuiți. Mă bucur că suntem din nou împreună, așa cum v-am obișnuit în această miniserie. Căutăm să ne uităm la semnele prin care putem identifica o adunare ca fiind scripturală sau care să urmeze șablonul, adunarea respectivă, șablonul pe care l-a gândit Hristos, schița pe care a gândit-o Hristos atunci când și-a zidit eclesia sa. Astfel, cu ajutorul Domnului, astăzi am ajuns la cel de-al treilea semn, și anume la membrii adunării sunt doar membrii sau persoane mântuite. Ce-i drept înainte ca să intrăm în cel de-al treilea semn, aș ține să menționăm că avem o restanță de rândul trecut de când am discutat despre al doilea semn, și anume despre suficiența Scripturii sau singura normă de credință și practică a Credință. unei eclezii este Sfânta Scriptură și nu altceva. Un detaliu care ar fi trebuit să îl aducem în atenție este că Noul Testament a fost scris în limba greacă, în ceea ce se numește ca și coine. Nu este greaca clasică. De ce menționăm lucrul acesta? Pentru că greaca clasică poate părea, și adevărul este că e o limbă mai dificilă, pe când dialectul sau varianta coine este mai aproape de ceea ce, spre exemplu, poporul, cel puțin în momentul acela, că nouă ni se pare greu și acum, știa. Deci scopul nu a fost ca să se folosească o limbă greoaie pentru destinatari. Din contră, Academică. academică, din contră, s-a folosit o variantă cunoscută, iar cei mai mulți comentatori sunt de părere, spre exemplu, dacă luăm epistolele lui Ioan, că limbajul folosit de Ioan este, dacă vreți, a unui copil, undeva în jurul vârstei de 10 ani. Deci un astfel de limbaj nouă astăzi, și multor teologi le ridică probleme la a-l înțelege și la a-l interpreta, deși este foarte simplu un vocabular. Deci scopul Domnului nu a fost să folosească o limbă sau ca ucenicii și apostolii să folosească o limbă în care să redacteze cărțile și componența Noului Testament la care doar unii să aibă acces. Din contră, chiar și Scriptura ne spune că le vorbea chiar în pilde după cum erau ei capabili să înțeleagă. Și asta ar trebui să fie un îndemn pentru noi ca să studiem. Pentru că Domnul nu a avut în vedere că doar unul să cunoască și tot să trebuiască să cunoască prin el. Din contră, Domnul spune că toată Scriptura e insuflată de Dumnezeu și de folos, ca omul să înțeleagă, nu doar unii să înțeleagă. Și interesant că nu sunt mulți de neam ales, nu sunt mulți înțelepți, dar chiar și aia care sunt trecuți ca ar fi neînțelepți, totuși aveau capacitatea să înțeleagă ceea ce Domnul a vrut să le transmită. Asta era un detaliu care n-am mai apucat în live-ul trecut să-l discutăm. Acum, revenind la tema noastră din seara aceasta, și anume componența adunării, doar membrii sau doar persoane mântuite. Avem un text sau avem două texte la bază și aș ruga pe fratele Aurel să citească primul text, și se găsește la 1 Petru 2 cu 5 și al doilea text se găsește la Efeseni 2 cu 21. Da. Textul din 1 Petru 2 cu 5 spune așa: Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Bun. Ăsta este textul din 1 Petru 2. Din Corect. Efeseni 2 cu 21, textul este așa: În el toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și o să citim cu ajutorul Domnului și capitolul 3 din Efeseni cu 21, care spune așa de frumos, practic este scopul lucrării, și anume 3 cu 20 și 21.
Iar acelui ce, prin puterea care lucrează în voi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. 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 Deci aceste două texte vorbesc despre componența sau membralitatea din rândul unei eclesii scripturale. Așa cum am citit în 1 Petru 2 cu 5, voi sunteți, și nu spune sunt doar eu Petru și voi nu. Nu, și voi și cu mine suntem pietre vii, suntem un neam ales, o preoție sfântă, care are un scop și am văzut că a lui să fie gloria în veci din generație în generație. O clădire, așa cum este în Efeseni 3, Efeseni 2 cu 21, ca să poată fi numită clădire, trebuie să respecte niște standarde sau niște norme atunci când o construiești. Pentru că dacă pui orice fel de material, combini BCA cu cărămidă și mai știu ce, mai vii cu alte materiale, nu o să iasă o clădire care să dăinuie în veci și una care să nici măcar să placă ochiul. Ce a avut Hristos în vedere când când și-a zidit eclesia? Orice componență, oricum, ce au practicat apostolii și ucenicii de-a lungul timpului? Cum s-au raportat creștinii dinaintea noastră? Au acceptat orice, oricum, scopul, scuză, mijloacele? Au fost lucruri care au caracterizat pe ei? Da. Personal, spune frate Ioane. Vreau să zic că nici Ioan Botezătorul, când a pregătit ucenicii lui înainte, deci pentru când a pregătit ucenicii lui Ioan Botezătorul, îl pregătea cum ar veni materialul pentru Domnul Iisus, da? El, nici el nu a acceptat membrii nemântuiți, chiar el și el cerea să faceți roade vrednice de pocăință, da? Nici el n-a acceptat oameni morți spiritual pentru botez, nu? Și după aia să-i prea Domnul în adunare. Nu? Asta deci, vreau să spun. Practic, construcția casei a început cu adunarea materialelor. Și constructorul a autorizat, a venit să pună materialele acestea la oaltă. Un lucru foarte interesant este că Domnul Iisus Hristos preia mesajul și practica lui Ioan. Adică, pocăiți-vă, spunea Ioana Fundătorul, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și acest mesaj îl preia și Domnul Iisus. A fost unul dintre motivele pentru care Irod nu știa ce să creadă. Zice, păi am tăiat capul, cum de mai circulă mesajul acesta? Și nu doar că Domnul a preluat mesajul, dar și practica afundării a fost preluată și dusă mai departe. Un aspect foarte important și l-am remarcat în momentul în care am studiat în Faptele Apostolilor, capitolul 19, este că Ioan totdeauna afunda oameni care în prealabil arătau dovada unei pocăințe. Deci el nu afunda doar ca să aibă un număr, ci el cerea pocăință în prealabil. Asta este acolo când spune a fost botezat spre iertarea păcatelor. În limba română se poate înțelege spre iertare, că scopul final iertarea, pe când limba greacă nu-ți permite asta, ci afundarea se făcea pentru că deja avusese loc înainte evenimentul. Și Domnul Iisus preia mesajul, preia același lucru și ucenicii afundă sub autoritatea Domnului, cum e în Ioan 4, și aplică același șablon. Oameni care trebuiau să arate pocăință primită în prealabil și mărturia lor publică de afundare în apă era pasul ca să ajungi să te identifici și să faci parte din ceea ce Hristos numește eclesia mea. În mod ideal, eclesia ar trebui să fie făcută sau formată doar din oameni născuți din nou, mântuiți, care să creadă Evanghelia și să se identifice în doctrină și practică. Vedem încă de la prima eclesie că ne trezim cu Iuda Iscariotean.
poate ni se pare șocant. Sau cum de-a îngăduit Domnul să vine Iuda, despre care avea Petru să spună mai târziu că a căzut de la acea slujbă cu noi. E vreun mesaj în spate? Ar trebui să înțelegem că, domne, așa cum și Iuda a fost primit în adunare și noi trebuie să primim pe oricine? Ce ar trebui să ne spună toate aceste lucruri? Păi, cred că în primul rând subiectul nostru este unul de o importanță capitală în viața unei adunări. Așa cum a spus și voi mai devreme, fraților, este foarte, foarte important ca membralitatea unei adunări să fie una regenerată și să fie una, așa cum spune aici în Petru, voi ca niște pietre vii. Este foarte important ca o adunare să fie constituită sau asamblată ca o clădire formată din pietre vii. Dacă ai pietre vii și pietre moarte, totdeauna vor fi probleme în adunarea respectivă, pentru că pietrele moarte sunt practic oameni neregenerați, oameni fără Duhul, care vor trage într-o cu totul altă direcție și nu în direcția în care Domnul dorește. Unul care este mort spiritual niciodată nu va putea să înțeleagă voia lui Dumnezeu, nu va putea să înțeleagă ce este pocăința, ce implică pocăința, nu va crede cu tot sufletul și cu toată inima lui lucrurile predicate de Hristos Domnul și învățate de apostoli și care se găsesc pe paginile Scripturii. Un om care este mort spiritual niciodată nu este capacitat să priceapă voia lui Dumnezeu. Cel mult el poate prin instincte se va ghida sau prin natura lui pervertită de păcat, dar niciodată el nu va lua o hotărâre duhovnicească. Și din cauza asta, așa cum am vorbit mai devreme, de multe ori de-a lungul istoriei a fost nevoie ca oameni cu o mână de fier, cu o mână tare, să se impună în anumite biserici decăzute ca să conducă pe ăștia care sunt numeric mai mulți decât cei care erau mântuiți. Întotdeauna, dacă nu ai o membralitate regenerată sau de Duhul sau oameni născuți din nou, întotdeauna vei avea probleme. Slujitorul sau slujitorii de acolo vor sta doar să stingă focurile care se aprind între membrii bisericii respective și nu să-i slujească așa cum cere Domnul nostru Iisus Hristos. O astfel de biserică întotdeauna va fi una problematică și Domnul nu își găsește plăcerea acolo unde este dezbinare, acolo unde este ceartă și tot felul de probleme. Ele sunt cu neputință să nu apară chiar între oamenii născuți din nou, dar Domnul, avem pașii prin care se pot rezolva problemele. Cu atât mai mult apar acolo unde sunt oameni nenăscuți din nou și unde sunt oameni care se mușcă unii pe alții, se împung unii pe alții și totdeauna vor fi probleme dacă pietrele care constituie o adunare nu sunt pietre vii. Dacă sunt pietre moarte, totdeauna vor fi probleme. Așa cum spuneați și voi mai devreme, Ioan Botezătorul este exemplu primul care îl vedem în Scriptură, care practic începe să adune pietrele pe care Domnul le va zidi, cu care Domnul va zidi eclesia sa. Care erau lucrurile prin care aceste pietre erau puse deoparte din societatea poporului, din mijlocul poporului evreu? Păi, în primul rând, Ioan a venit și le-a predicat Evanghelia, le-a cerut ca să vadă în ei credință și o minte schimbată, care, ca urmare că au fost schimbați în gândire, aduceau roade sau fapte vrednice de schimbarea gândirilor, de pocăința lor. Și ăștia erau oamenii care erau candidatul ideal pentru afundarea în apă, pentru scufundare. Dacă cineva nu crede Evanghelia, dacă cineva nu aduce fapte vrednice de pocăință și nu poate arăta în trecut spre o naștere din nou și în prezent spre o natură schimbată și spre fapte care să ateste că el este schimbat în interior, niciodată nu trebuie să accept la botez astfel de oameni. Din păcate, astăzi ordinea este inversată. Cei mai mulți, bisericile naționale acceptă oameni neregenerați în speranța că
ei le vor da sacramentele și prin intermediul acestor sacramente sunt mântuiți de mici și după aia trebuie doar să confirme credința moștenită de la străbun după o anumită vârstă. Și ei, la rândul lor, să-și aducă copiii la fel și să perpetueze bisericile astea. Dacă ar acționa în conformitate cu ceea ce spune Scriptura, păi nu știu câți dintre ei ar mai veni să se boteze la maturitate, să ceară să fie membri într-o astfel de biserică. Și de asta bisericile lor sunt așa cum sunt. Sunt conduse de oameni morți spiritual, oameni care au moștenit un soi de credință sau de pocăință și ei o perpetuează mai departe. Modul ăsta nu este cel care este poruncit de Domnul Hristos în Scriptură. Da. Dacă mă aveți și voi ceva. Vreau să zic că... Vă zice, frate. Spune, frate. Vreau să zic că nu te califică într-o adunare sau, da, să zicem, într-o adunare scripturală, că despre semnele unei adunări scripturale este vorba, nu te califică faptul că ești un copil al unor părinți credincioși. Deci nu te califică asta. Dacă nu ești născut din nou, nu înseamnă că dacă părinții mei sunt amândoi mântuiți, clar și eu trebuie musai să fiu botezat. Nu, o altă chestie, nu te califică faptul că ai crescut într-o biserică, fie ea nescripturală sau chiar dacă ai crescut chiar în adunare biblică, nu te califică asta, că ai avut, ai intrat în contact cu frați de mic copil, nu te califică automat să fii membru, dacă tu nu ai fost născut din nou. Sau dacă părinții tăi sunt pastori, iar nu te califică pentru asta automat. Trebuie neapărat să ai nașterea din nou. Asta e clară problema, nu? Asta vreau să spun. E adevărat. Da. Eu vreau să spun câteva lucruri cu privire la ce a zis fratele David, cu privire la Iuda. Acum, despre Iuda știm că a fost îngăduit de Domnul Iisus ca membru în adunare, bun, cu mențiunea că el, lui nu i s-a dat cina, dar el n-a luat parte și la cina Domnului. Da. Dar, bun, scopul știm cu toții pentru care a fost îngăduit de Domnul Iisus. Dar cred că prin lucrul acesta Domnul vrea să ne spună că adunarea nu este scutită să aibă parte doar de oameni mântuiți în ea. Și aici este o responsabilitate foarte mare a adunării. Mai ales, așa cum am vorbit mai devreme, sistemul acesta democratic este foarte fragil și din pricina aceasta, dacă nu veghează și dacă nu se ține strâns de Domnul Iisus, ea nu va putea face nimic. Adică despărțită de Domnul, nimeni nu poate face nimic, nici măcar adunare. Acum, este clar că printre cei care doresc să facă parte în adunare și îi cheamă Domnul ca să facă parte dintr-o anumită adunare, se pot număra și oamenii nemântuiți. N-a zice ca Iuda, pentru că Iuda, bun, a avut specificul lui în ceea ce privește ce a făcut. Da? Dar pot să se strecoare și persoane nemântuite care, nu neapărat cu rea voință, dar mimează mântuirea sau doresc după voia lor să se conformeze și regulilor unei adunări, să trăiască așa cum trăiesc ceilalți frați și surori, și pentru că probabil că vor să facă și ei parte dintr-o anumită congregație. Dar vom vedea întotdeauna dacă acea adunare este o adunare curată a Domnului Iisus, care
ține la legile Domnului Iisus și la regulile pe care le-a lăsat, că atunci când se vor lua decizii, acea persoană va lua decizii firești. Și putem să ne gândim aici la Iuda, în momentul când a venit acea femeie, Maria, cu vasul de alabastru și l-a spart și l-a turnat pe capul Domnului Iisus. Și, da, prima reacție a fost a lui Iuda, care a spus că ia uite ce risipă, da, aici. Se putea vinde, se putea da săracilor. Scopul era bun, nu era ceva rău. Dar degeaba este bun dacă este firesc. Pentru că Domnul Iisus chiar asta a îngăduit ca să facă și trebuia să facă. Adică se va vedea, dacă o adunare este atentă, că deciziile sau gândirea respectivului este firească. Acum, bun, Dumnezeu poate să se îndure și la un anumit moment, când aude nu știu câta oară Evanghelia, poate să-l nască din nou și să fie mântuit și astfel de persoane. Dar problema se pune, cred, în momentul în care, într-o adunare, apar un număr semnificativ de oameni care n-au nașterea din nou și care în adunare în care firescul este la ea acasă, astfel încât deciziile care se iau sunt preponderent firești. Și unde poate să ajungă o astfel de adunare? Da. Este clar că în ea încep să pătrundă din ce în ce mai mulți oameni firești, cei duhovnicești încep să fie înlăturați, încep să fie marginalizați, da? Iar lucrările care se vor face acolo, automat că vor fi lucrări omenești, chiar dacă de genul da ce e rău în asta, lucrări firești, și vom vedea acolo că toate poruncile și toate regulile pe care le-a pus Domnul Iisus ca să le țină o adunare vor fi schimbate. Începând de la Evanghelie, vestirea Evangheliei, până la autonomia unei adunări. Deci acolo vor începe să apară tot felul de lucruri pe care Domnul Iisus nu le-a lăsat ca să fie făcute, și adunarea aceea ușor, ușor va apostazia. Și dacă apostaziază, Domnul Iisus să ia sfeșnicul. Sfeșnicul fiind acea calitate de adunare, pentru că Domnul umbla în mijlocul adunărilor, da, în mijlocul celor șapte sfeșnice, și acea adunare nu se mai poate numi adunare a Domnului Iisus. Se poate numi biserică sau clădire, da, că asta înseamnă. Biserică înseamnă de fapt clădire, nu înseamnă adunare. Dar nici de cum nu se poate numi adunare. Dacă numărul membrii cut și rămâne în starea aceea. Da? Deci aici este, aș vedea eu, pericolul unei adunări în care membrilor care nu se depășește numărul membrilor mântuiți începe să apostazieze prin deciziile și prin schimbările de la regulile pe care le-a lăsat Domnul Iisus, inclusiv doctrina pe care a lăsat-o Domnul Iisus. Un lucru interesant vis-a-vis de acest aspect e următorul. Toate congregațiile, indiferent de ce nume poartă, toate denominațiile care consideră că mântuirea este în granițele lor și ele oferă mântuire într-o formă sau alta, prin membrul lor cel mai de seamă sau prin învățătura lor sau prin sacramentele lor, totdeauna vor accepta
fără niciun fel de problemă, un candidat care nu este mântuit. Pentru că ele trebuie să-și exercite autoritatea de a mântui. Pe când Eclesia lui Hristos, care totdeauna, așa cum ne spune și Petru când a stat în Sinedriu, în fața soborului alături de Ioan, nimeni altul nu este mântuit, fiindcă nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți, ei nu i-au susținut că mântuirea nu atârnă de ei și de membralitatea în adunarea din Ierusalim sau în Eclesia din Ierusalim, ci mântuirea atârnă de Dumnezeu în Hristos. Dacă Dumnezeu în Hristos convertește, mântuiește, naște din nou un om, ăla da este un candidat potrivit, pentru că doar acela va putea să tragă la jug, doar acela va avea o relație vie cu Dumnezeu și doar acela va căuta voia lui Dumnezeu și ceea ce Dumnezeu a pregătit mai înainte de veci. Pentru că celălalt nu va căuta, celălalt va zice eu vreau un frunte, eu nu vreau să slujesc, eu vreau să fiu slujit. Pentru că natura lui adamică, moartea spirituală în care se găsește, acolo îl duce. Aia e direcția pe care el o va îmbrățișa. Deci e foarte important lucrul ăsta. Atunci când dăm niște atribute sau în momentul în care o eclesie își atribuie niște lucruri ca gen mântuirea e la mine, eu vă dau mântuirea, în momentul respectiv ea a ieșit din granițe și începe să primească ce consideră ea că este bun. Pe când o adunare scripturală totdeauna va căuta, că asta vine și spune și Petru în Petru 2:5, voi sunteți o seminție aleasă. Petru practic recunoaște, spunând că voi sunteți, faptul că destinatarii erau mântuiți, erau de neam împărătesc, o seminție aleasă, o seminție de preoți, al căror scop, a oricărui preot, este să glorifice pe Dumnezeu, pe zeul lui. Da? Și din cauza asta adunarea totdeauna caută, o adunare scripturală, oameni care să fie din această seminție, oameni care să fie născuți din nou înainte ca să-i introducă ca și membri. Și eu mai am o întrebare aici. Plecând de la versetul acesta din Efeseni 2:21. Păi, dacă eu am o casă sau vreau să-mi zidesc o casă și mi-o zidesc și după aia vine cineva și începe să scoată ce am pus eu acolo și să pună alte lucruri. Mai vreau eu să vin la casa aia? Mai este aia casa mea? Sau, pentru că o adunare, o eclesie este asemănată cu o fecioară curată, umblarea ei în tovărășie cu femeile stricate, ajungând ea însuși la un moment dat să fie stricată, mai vrea mirele să vină la ea? Nu. Mă îndoiesc, pentru că el are un, hai să spunem, un criteriu după care și-a ales mireasa și el vrea să vină după acea mireasă, nu după altă mireasă. Acea mireasă va aștepta pe oricine, dar nu numai pe mirele acela, nu mai vine la ea. Înțelegeți? Da. Fraților, este foarte important ca orice adunare nou testamentară să stea cu ochii pe poarta de intrare în adunare, și anume botezul. Știm că botezul este poarta de intrare într-o adunare, dar înainte de botez, așa cum a spus și voi toți, trebuie să fii născut din nou. Nu intrarea propriu-zisă te face în apă, nu intrarea într-o adunare cu ca membru cu drepturi depline te face mântuit. Și înainte de toate trebuie să fii mântuit și mântuirea practic nu ți-o dă nici cel care te botează, nu ți-o dă nici botezul în sine, nici apa în care ești botezat, nici statutul de membru nu îți dă mântuirea, ci trebuie să fii mântuit înainte. Atunci, dacă nu ai fi născut din nou dinainte, nu ai mai putea să te identifici cu versetul de aici unde spune și voi ca niște pietre vii sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă. Deci, înainte de toate, trebuie să fii născut din nou
Și este foarte important lucrul acesta. Dacă nu ești înainte, nu o să fii nici după ce ești introdus într-o adunare. Așa cum ați vorbit adineauri și de Iuda. Păi dacă depistezi că cineva este nemântuit, este nenăscut din nou în adunare, trebuie exclus imediat. În zilele următoare trebuie convocată eclesia și exclus omul respectiv. Pentru că prin excludere îi faci un bine. Pentru că el s-a băgat în niște lucruri care îl depășesc și practic tot ce face acolo și prezența lui ca membru este una dăunătoare pentru sufletul lui. El ia cina într-un chip nevrednic în continuu, pentru că el este unul care este mort spiritual, că automat în momentul în care ești botezat și ești introdus ca membru cu drepturi depline într-o adunare ca și mădular, tu automat vei lua și cina. Și nu cred că cineva, dacă conștientizează lucrul ăsta, ar mai ține cu dinții de membralitate. Cred că imediat ar trebui să se sesizeze el însuși și scuze, adunarea trebuie să fie cea care să ia măsuri împotriva lui, pentru că așa cred că ar fi corect. Voi cum vedeți lucrul ăsta? Da, eu aș merge puțin și mai departe cu privire la, așa cum ai spus, poarta de intrare. Acum, este clar că nu scrie nimănui pe frunte mântuit sau nemântuit. Da? Noi nu putem vedea lucrul acesta, doar Dumnezeu știe. Tocmai de aceea, cei care doresc să intre în adunare, ei trebuie să dovedească într-un fel, da, prin fapte, faptul că sunt mântuiți. Și mă gândeam la ceea ce simplu Ioan Botezătorul făcea atunci când veneau să fie botezați la el, le cerea fapte vrednice de pocăința lor. Da? Adică nu aș vedea normală o intrare în adunare așa cum se vehiculează astăzi în momentul botezului, da? Atunci faci așa zisul legământ cu Domnul, bineînțeles, nu e nimic biblic aici, și atunci intri în adunare. Da? Este clar, condiția de intrare în adunare este mântuirea, nu altceva, dar responsabilitatea este atât de mare în slujire încât trebuie ca omul și este bine ca omul să și dovedească ceva fapte vrednice de mântuirea lui. Adică în contextul actual, da, să înțeleagă deci, ce se întâmplă în adunarea aceea, care este doctrina acelei adunări, da, care sunt practicile acelei adunări. Ne gândim la o adunare presupunând corectă, scripturală. Da? Să aibă habar de ceea ce... Da? Și atunci dacă rezonează cu acea adunare, da, el va putea sluji liber și din dragoste. Pe când dacă nu... Da? Deci e mântuit și imediat e introdus, poate să se trezească acolo în cazul în care n-a avut o naștere din nou reală, că începe să facă lucruri firești și care nu, da, nu se poate adapta practic. Deci bine este să stea un timp să dovedească faptul că fapte vrednice de adunare și mai ales că este de acord practic cu tot ceea ce face acea eclesie, acea adunare, pentru ca să nu se trezească la un moment dat că el nu poate sau este împotriva, da, unor lucruri majore. Nu vorbim de lucruri mai
de periferie, dar lucruri majore, da? Pe care acea adunare le respectă și le ține și ține cu sfințenie la ele. Da. Deci, cred că și în privința aceasta a faptelor vrednice de pocăință trebuie avut în vedere și lucrul acesta. Așa e, frate Gelu, și la noi în adunare nu ne grăbim să primim pe nimeni ca membru până respectivul nu cunoaște ceea ce credem și nu spune, da? Și trebuie să spună că este de acord cu doctrina și practica adunării noastre. De asta se lasă o perioadă de timp să ne cunoască și să cunoaștem. Și momentul când vine înaintea adunării, este întrebat cu privire la nașterea lui din nou, primul lucru care va fi întrebat, și după aia cu privire la lucrurile care le crede. Și în felul ăsta persoana îți iei marja de asigurare că este unul care este sănătos doctrinar și este unul care este născut din nou, și toți ceilalți membrii trebuie să-i pună întrebări, trebuie să-l testeze în felul ăsta și să-l întrebe cu privire la doctrină, la practică și să se asigure că este născut din nou. Dacă cineva din adunarea noastră are suspiciuni în privința vreunui candidat că este născut din nou, are tot dreptul ca să-l refuze pentru botez. Nouă ca adunare ni s-a întâmplat de multe ori să refuzăm membrii, fie că nu erau în acord doctrinar cu noi, fie că unii au fost chiar nemântuiți. Și nu este nicio problemă în privința asta ca o adunare să își cerceteze noi veniți. Și mi se pare chiar un lucru de bun simț și un lucru scriptural ca să-ți cercetezi viitorii membri. Nu cred că ar trebui să se supere nimeni sau să vadă lucrurile astea ca fiind exagerate. Din contră, așa cum a spus și voi mai devreme, Ioan Botezătorul le cerea fapte vrednice de pocăință și nu vedem nimic rău în a se cere celor care vin înaintea adunării să ceară botezul de la adunarea noastră fapte vrednice de pocăință. Cred că este lucru normal și lucru care fiecare adunare în parte sau biserică ar trebui să ceară membrilor săi. De asta noi nu acceptăm nici prunci ca fiind sau copii mai măricei ca fiind candidați potriviți pentru botez. Credem că, așa cum a spus și fratele Ion la început, că nu calitatea de copil al unui frate îți dă și posibilitatea să vii înaintea adunării, sau privilegiu să vii înaintea adunării să cer botezul și să fii botezat. Indiferent cine ai fi sau ce ești sau ce pretinzi a fi, dacă nu ești născut din nou, cred că trebuie să-ți piară gustul de a veni înaintea adunării scripturale, bineînțeles, ca să devii membru. Trebuie să-ți cunoști bine locul în societate, în împărăție. Și, bineînțeles, dacă ești născut din nou, dacă nu ești născut din nou, trebuie să aștepți până Domnul te va naște, te va învia spiritual, că până atunci, practic, nu poți să vezi împărăția lui Dumnezeu. Poți să ai o înțelegere mentală asupra lucrurilor cu privire la Scriptură, dar în interiorul tău, dacă ești mort, nu o să înțelegi prea multe lucruri. Asta este punctul meu de vedere. Da, de fapt cercetarea aceasta pe care o face adunarea nu este ca o judecată și nu trebuie privită ca o judecată, ci trebuie privită ca un ajutor. Pentru că este adevărat, probabil răspunsul poate să fie dur, un pic mai dur, adică în sensul de negativ, dar în felul acesta persoana aceea este ajutată de fapt să înțeleagă starea în care se află. Da? Cum spune, dacă cineva intră în adunarea voastră și, bun, găsește totul așa cum le-a lăsat Domnul Iisus, începând de la predicare, atunci, da, inima lui este cercetată și atunci va cădea cu fața la pământ și va zice, aici este Domnul, aici e Dumnezeu, se va pocăi, da?
Deci cercetarea aceasta trebuie să fie, trebuie să existe. Acum, este clar, nu trebuie ca cei care intră în adunare să fie doctori, docenți în teologie, să știe toată istoria, să știe da, toate aspectele. Nu, pentru că în adunarea Domnului sunt și prunci în credință, da? Sunt și oițe și miei, da? Nu sunt numai oi mature. Și nu trebuie să fie așa. Pentru că altfel n-ar mai fi creștere în adunare spirituală dacă toți ar fi numai doctori docenți. Dar măcar lucrurile de bază cu privire la mântuire, bineînțeles după mântuire, da? Dar și lucrurile de bază cu privire la mântuire, la suveranitatea lui Dumnezeu, da? Aceste câteva aspecte foarte importante care din start se da, care bineînțeles cum trebuie să funcționeze o adunare, care din start separă adunarea Domnului Iisus de celelalte așa zise adunări care există, pentru că da, sunt, din câte am înțeles, peste 40.000 de denominațiuni creștine. Da? Și atunci este clar că nu pot fi toate corecte sau scripturale. Chiar de curând m-a întrebat cineva ce e aia scriptural. Deci vă dați seama că trebuie un pic de habar în privința aceasta. Da? Adică, da, deci trebuie să existe și asta este spre ajutorul fiecăruia care intră în adunarea Domnului ca să, da, să fie cercetat, să înțeleagă lucrurile și să slujească cu drag, pentru că noi nu punem, nu chestionăm neapărat mântuirea cuiva, măcar că ea este esențială, dar problema este slujirea lui, ce va face mai departe. Da? Și în funcție de asta se pun câteva întrebări cu privire la lucrurile pe care le-a înțeles și felul în care, în special în care a fost mântuit. Da. Un aspect important este următorul. Domnul Iisus Hristos trasează o țintă clară ecclesiei lui și spune așa: toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă, sau literal mergând, faceți ucenici, după care avem o virgulă, cine se explică cum să facem ucenici, botezându-i și învățându-i tot ce v-am poruncit. Hristos delimitează sau dă mai departe o autoritate limitată la a face acești ucenici. Pavel, în Romani, capitolul 14, spune: primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorba asupra părerilor îndoielnice. Scopul nu este să fie cineva doctor în teologie și după aia să-i spui: hai să vedem, avem 10 întrebări existențiale, dacă nu răspunzi la ele, nu poți să fii membru. Nu. Nu asta este scopul. Și scopul e trasat când spune Domnul, spune: mergând, faceți ucenici. E foarte important, pentru că Domnul se așteaptă ca facerea de ucenici de către eclesie să presupună ieșirea afară din confortul ei. E Hristos nu se așteaptă ca oamenii să vină la biserică să zică: vreau să fiu membru tău, ci Hristos se așteaptă ca cei trimiși, bărbații ordinați, trimiși în afara ecleziei să vestească Evanghelia, Dumnezeu să-și facă lucrarea în oamenii aceia prin Duhul Sfânt când aud Evanghelia și aceia devin oameni care pasul următor pentru ei este să fie botezat ca să fie corect ucenicizați mai departe. Iar eclesia, ca și instituție care îl reprezintă pe Hristos cât timp el nu este aici pe pământ fizic, cum a fost în timpul celor 30 și ceva de ani de viață, rolul ei este ca să vestească același mesaj și să rămână în atribuțiile trasate, pentru că ea îl reprezintă pe Hristos. Ce face ea când vestește Evanghelia sau când afundă este ca și când ar face Hristos evangelizarea și Hristos afundarea. În momentul în care primești un nou membru, este ca și când Hristos îl aprobă.
Deci nu este o chestie de joacă, pentru că Eclesia este cea care până la urmă va fi trasă la răspundere. Pentru că omul acela a avut poate naivitate sau sentimentalisme sau poate a avut să scape de focul genei, cum veneau și la Ioan. De ce veniți la mine? Fugiți! Da? Deci administratorul va fi totdeauna tras la răspundere, nu cel căruia îi se administrează ceva. Măcar că și acela, Dumnezeu ne-a înzestrat cu 1200 de grame de creier ca să folosim această înțelepciune, rațiunea care o avem și să fim conștienți că ceea ce facem e într-adevăr bine. Deci astea sunt lucruri importante. Membralitatea diferită începe, în primul rând, de la o evanghelie falsă. Când tu invoci o evanghelie falsă, vei veni și cu o schemă și cu niște rezultate care și ele vor fi false. Și atunci te vei trezi în tot felul de ipostaze, cu oameni care au 10.000 de convingeri, 10.000 de feluri de păreri, nu pot să fie de acord pe ceva consistent și atunci încep să îți creezi propriile regulașe, reguli, gen, a, dacă crezi doar chestia asta, ok, te consider mântuit. Dacă mai crezi și celălalt, e un bonus, dar oricum le lăsăm deoparte. Pe când Dumnezeu și Hristos nu s-au gândit la așa ceva. Și scopul este ca Evanghelia să-și facă lucrarea, să ajungi să ai un candidat potrivit, iar administratorul, Eclesia, să primească prin afundare, că aceasta este modalitatea de intrare, da? De identificare, să primească oameni deja mântuiți care să poată să slujească scopului final al lui Dumnezeu pe care l-am citit în Efeseni 3, 20-21, că Dumnezeu poate să facă nespus mai mult și a lui să fie gloria din generație în generație. În momentul în care ai materiale diferite și ai oameni care nu sunt mântuiți, gloria nu mai a lui Dumnezeu. O, da, acea eclesie poate să funcționeze, da? Să facă mulți adepți, dar sunt ei făcuți pe gloria lui Dumnezeu? Este Dumnezeu aprobator vis-a-vis de ce face? Așa e, frate, David. Da. Este foarte important, așa cum ai specificat și tu, că semnul acesta de practic de membralitate diferită vine de la o evanghelie falsă predicată. Și totul este un lanț. După asta, după ce se schimbă membralitatea, probabil mâine o să discutăm despre slujitorii adunării, despre modul de conducere al adunării, că odată membralitatea schimbată va atrage după sine, da, un alt mod de conducere. Și de asta este foarte important să ai o membralitate regenerată în adunare, ca să ai modul corect de adunare și de membralitate. Dacă membralitatea este una diferită și plăcerile vor fi unele diferite. O biserică care primește pe bandă rulantă membrii neregenerați, automat înclinațiile adunării respective vor fi de altă natură. Vor începe să-și umple și timpul cu muzică, da, care să distreze caprele, cu recitaluri, cu teatruri, cu scenetă, cu petreceri de diferite soiuri, de, cu mese festive, cu sărbătorirea sau cu ținerea unor sărbători. Spune, frate. Da, mai bagă și copii, e frumos că na, sunt copiii la plas și trebuie să cânte și ceva sau să zic o poezie. Nu cred da, că e normal. Da, și asta... Da, ziceți. Asta, deci toate aceste lucruri pe care le-a menționat fratele Aurel, în detrimentul cui? În detrimentul studiului biblic.
în detrimentul studierii Scripturii. Dacă ne uităm la prima... Poftim? Învățăturii apostolilor. Da, deci asta vreau să zic, dacă ne uităm ce făceau, ce făceau primii creștini, da, pe primul loc puneau, puneau învățătura apostolilor. Pe primul loc. Da? Și este atâta de, de studiat, atâta de învățat, atâtea lucruri din Scriptură în care putem să, și trebuie să, nu numai să ne delectăm, ci să învățăm, da? Și să știm, ca să altfel, cum putem să-L cunoaștem mai bine pe Hristos, pe care zicem că-L iubim, dacă nu cunoaștem cuvântul Lui, da? Și ceea ce a vrut El să știm. Da? Și atunci, în detrimentul cuvântului, în detrimentul învățăturii apostolilor, da, se introduc tot felul de evenimente și tot felul de lucruri distractive până la urmă, că altfel ăsta este scopul, de fapt, să se vină, da, la o astfel de părtășie, nu scopul să fie gloria lui Dumnezeu și prin învățarea Scripturii și trăirea după cum a poruncit El. Din nefericire, asta este. Da, și după aceea eu mă mir că mi se zice, păi da, sunt foarte multe lucruri de învățat. Păi sunt foarte multe lucruri de învățat. Și sunt foarte multe lucruri de renunțat, apucate greșit, da? Învățate greșit, la care trebuie să renunți, pentru ca să pui în locul lor cuvântul adevărat, înțelegerile corecte, da? Și să poți să slujești corect după voia Domnului Iisus. Pentru că altfel este, dar e altceva. Nu mai poți să numești adunare. E altceva. Da, din păcate. Da. Spurgeon avea odată o predică, să paști oi sau să distrezi capre. Era titlul predicii respective. În momentul în care o adunare nu mai are membralitate, doar regenerată, automat trebuie să porți de grijă celorlalte, celorlalți membri, zicnim, da, pe cineva, trebuie să le porți de grijă de așa natură încât să-i ții uniți acolo și să nu-ți plece. Și atunci ești nevoit să apelezi la tot felul de trucuri psihologice, la tot felul de distracții pe, cu care să-i ții conectați. Pentru că omul carnal, omul firesc, îl ții conectat umblându-i la sentiment, dându-i lucruri noi și, din păcate, trebuie să-i dai lucruri din ce în ce mai distractive și să-i prezinți lucruri cât mai noi și interesante ca să-l ții conectat acolo. Dacă nu-i dai, îl vei pierde. El va pleca, va merge acolo unde este muzică care îi place lui, rock, rap, tot felul de distracții dintre ăștia și manifestări din astea lumești, vor face tot felul de jocuri distractive, alții din contră se vor implica în lucruri mai înalte, în politică, vor începe să facă politică, campanii electorale pentru nu știu ce partid, tot felul de apucături dintre astea. Și de asta cred, da, că în momentul în care o adunare schimbă componența, automat va devia de la sarcina și de la menirea pe care i-a trasat-o Domnul nostru Iisus Hristos. Domnul nu mai este prezentă cu astfel de adunare și nu își va mai găsi plăcerea acolo. Deasupra ușii va scrie fără slavă sau Icabod. Domnul nu mai este prezent acolo unde este nelegiuire și unde este păcat și practic El nu mai este cap. O adunare care nu-i mai reprezintă interesele, care nu mai acționează în funcție de modul de conducere pe care El l-a lăsat prin legile sale într-o adunare, adunarea respectivă practic nu mai poate fi a Lui. Din moment ce L-a părăsit, ca și doctrină, ca și practică, nu poți să mai ai pretenția că Domnul este cu tine, chiar dacă invoci numele, chiar dacă ai succes
pe o anumită perioadă de timp, cred că este în zadar. Din moment ce ai luat-o la vale, căderea este din ce în ce mai accentuată și niciodată nu te vei mai putea întoarce la ce ai avut odată. Adunarea respectivă trebuie dizolvată și oamenii care sunt născuți din nou, care aveau un botez deja scriptural, trebuie să se alipească de o altă adunare care este scripturală și după aia să fie dezlegați ca o adunare soră și separată. Ceilalți vor merge înainte și vor apostazia, vor merge acum, mai rău. Un aspect, dar asta este cu totul alt subiect. Da. Un aspect interesant este următorul. De ce fuge lumea de învățătura apostolilor? Pentru că vine Domnul și spune lui Iosua, cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Dar ce e așa de important în cartea aceasta? O citești odată și cu asta basta. Nu? Vedeți, în momentul în care ai oameni mântuiți și regenerați, scopul lor, existența lor este guvernată de modul în care îl reprezintă, îi se închină și îi slujesc lui Jehova sau lui Dumnezeu. Și atunci vor vrea să cunoască mai mult ca să poată să practice calitativ mai bine această reprezentare și să aibă o închinare plăcută și o slujire acceptată. Pe când, dacă o adunare își propune sau o eclesie își propune să dea mântuire, scopul este mântuirea. În momentul în care a produs acea mântuire, a smuls acel lucru din pe buzele tale sau prin predarea ta, păi menirea ei se încheie. Ea nu mai face nimic altceva. Ea și-a atins țelul cu acei oameni. Pe când, din contră, o eclesie scripturală face ucenici în scopul ca și aceștia la rândul lor să ajungă la o maturitate ca să poată să facă alți ucenici și să îi învețe aceste lucruri, să îi educe, să îi ajute să înțeleagă care e voia lui Dumnezeu și să o ducă la îndeplinire. Este o cu totul și cu totul altă abordare a lucrurilor. De ce? Pentru că unii pleacă de la premisa că Dumnezeu mântuiește și alipește pe oameni în eclesia respectivă ca să poată să-i slujească și altă mentalitate zice, noi trebuie să producem mântuirea, Dumnezeu să aprobe și cu asta basta. Nu-și mai pune nimeni problema cum ar trebui să slujești. Și de aceea ne întâlnim cu cazuri când oamenii se mulțumesc doar a fi pe hârtie, doar a sta în bancă, doar consuma un anumit program într-un fel sau altul și la sfârșit să zic că o, ce bine m-am simțit. De fapt, este ceva artificial care îi face să vină mereu, mereu, mereu și mereu și mereu să plece neîmpliniți. Da. Tot ce ai spus, frate David, este pentru că unele biserici, chiar foarte mari, probabil, da, și numeric, dar și în înălțime, a clădirilor, înălțimea clădirilor, mărturisesc că nu există mântuire în afara bisericii sau că mântuirea este în biserică. Da? Este total greșit. Mântuirea este, de fapt, în afara bisericii, da? În afara eclesiei Domnului Iisus, în afara adunării, pentru că în adunare nu intră decât oameni mântuiți. Da? Nu intri nemântuit în adunare ca să te mântuiești acolo. Nu. În adunare se intră deja mântuit. Da? Deci principiul acesta de care nu se ține cont deja deraiază adunarea respectivă. Deci tocmai de aceea sunt lăsați de Domnul evangheliști care să facă lucrarea aceasta în afara cadrului adunării. Da? Unde să vestească Evanghelia, deci în lume, ca să, da? Ca să fie, ca oamenii să fie mântuiți și mântuiți să intre în adunarea sa, da? În adunarea lui. Nu să fie aduși în cadrul adunării, și nu vorbesc aici de să nu fie aduși în clădire, nu. Sau acolo unde se strâng cei credincioși, nu. Ci e vorba de apartenență, de membralitate, da? Ca să primească acolo mântuirea, nu.
Deci ei primesc întâi mântuirea și fiecare dintre noi la fel și apoi suntem adăugați la numărul adunării unde ne-a chemat Domnul. Da, așa e. Așa e. Deci gloria lui Dumnezeu nu poate fi urmărită oricum și scopul nu scuză mijloacele. Și cu adevărat Hristos nu va reveni după orice își pretinde că este mireasa lui. Și Domnul zice, ori faceți pomul bun și roada bună, ori faceți pomul rău și roada rea. Adică, din punct de vedere al lui Dumnezeu, nu există căi de mijloc sau a treia cale sau merge și așa. Ori rămâi atârnat de Hristos și faci ce a poruncit Hristos și ești aprobat, ori dacă nu, îți aloci, îți atribui niște autorități care nu le-ai primit, nu ți-au fost date, treci dincolo de ceea ce Dumnezeu a trasat în Hristos și începi să faci tu mântuire, tu să dai mântuire și tu să mergi cum consider că e bine după Adamul cel vechi. Însă, Hristos nu va lucra acolo și nu va fi spre gloria lui Dumnezeu. Poate odată a fost Dumnezeu prezent acolo în Hristos și sfetnicul era acolo. Dar cu siguranță cineva a ajuns și a lepădat Evanghelia, a lepădat Scriptura, își primește orice fel de membralitate, deja a făcut mulți pași în apostazie și a rupe rândurile de la adevărul Scripturii. Da. Așa este. Dacă nu mai este nimic de adăugat, atunci cu ajutorul Domnului să mâine că e duminică, o să după amiază o să încercăm să vedem cel de-al patrulea semn al unei adunări. Trebuie să hotărâm o oră. O să trebuie fie să hotărâm o oră. O să fie un anunț oficial pentru cel puțin un live, sperăm să avem mâine cu ajutorul Domnului. Mă bucur că prin harul Domnului am putut să discutăm și acest al treilea punct în ce privește o adunare scripturală. Să ne aștept Dumnezeu să continuăm mâine cu al patrulea și Domnul să fie slăvit cu adevărat, El să scoată gloria în toate și să ne țină trei și veghetori în cuvântul Lui, în această învățătură curată care ar trebui să mângâie sufletele noastre. Mulțumim și celor care ne-au trimis și binecuvântări și noi ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți și harul Domnului să fie cu noi. Amin. Amin. Pace.